Partidul Uniunea Salvați România și-a prezentat la Râmnicu-Vâlcea viziunea economică pentru anul 2020 în cadrul unei dezbateri la care au participat parlamentarii Claudiu Năsui și Cristina Mădălina Prună. Printre măsurile pe care le propun cei doi deputați se numără eliminarea impozitului pentru salariu minim pe economie și tăierea pensiilor speciale. Noi, practic, suntem într-o situație în care taxăm excesiv, taxăm sărăcia, taxăm salariile mici. Nici nu oferim servicii de calitate ca stat. Până la urmă, statul este o organizație. Da, ne ia taxe, dar măcar să vedem încotro se duc taxele așa. Ne ajută, ne dau servicii de calitate. Vedem cum arată sistemul de sănătate, vedem cum arată sistemul de educație, care sunt principalele două lucruri. Deci, sunt trei lucruri invocate la plecarea românilor în străinătate. Și județul Vâlcea suferă și el de lucrul acesta. Deci pentru oamenii care au salarii mai mici este salariu, mult mai bun în afară. Se duc, muncesc câțiva ani, se întorc, își fac aici casă, apoi se mai duc, mai muncesc sau unii se stabilesc acolo. Și pentru cei cu salarii mai mari sunt sistemul de educație și sistemul de sănătate. De aceea aceste trei lucruri sunt prioritățile programului USR. Deci dacă noi ne concentrăm pe lucrurile acestea și le rezolvăm, pe astea ne-am atins menirea. Cam așa pe exact, acționând asupra acestor trei lucruri. De exemplu, pe economie, că subiectul acum este economia și nu educația și sănătatea, noi propunem reducerea taxării muncii, dar nu oricum. Deci nu o reducere din asta care să fie la fel și pentru unii și pentru alții, ci a celor care au salariile cele mai slabe. Adică noi propunem, practic, să înceapă impozitarea de la salariul minim în sus. Salariul minim să nu mai fie impozitat. Deci este ceea ce ar fi o mană cerească pentru foarte mulți oameni care câștigă, care au salarii joase, și ar cumva ar scoate România din topul acesta, că nimeni nu vrea să fie în topul, să fie țara care taxează cel mai mult. Sau dacă taxează mult, trebuie să suferi. Salariul minim pe economie este majoritatea au salariul minim pe economie. Veniturile bugetare vor scădea. Da. Ar trebui să clarificăm foarte bine măsura aceasta, pentru că este una dintre măsurile far pe economie. Zero taxe pe salariu minim. De fapt, așa definim cel mai bine această măsură. Toate taxele. De ce spunem lucrul acesta? În țări precum Anglia, dar și în alte țări, și Franța, și Belgia, și mai multe țări, dar hai să luăm exemplu Angliei, sub 12.000 de lire pe an câștig salarial, ai zero taxe. Nu trebuie să dai absolut nimic la stat. În România, de la primul leu, trebuie să plătești și CASE, și CASZ și impozit pe venit către statul român și câteodată ajungi și la aberații, pentru că pentru 12 lei, nu știu dacă știi, 12 lei, trebuie să plătești taxe și pe cei 12 lei. Ori noi ce spunem este că pentru toți salariații din România, fără excepție, până în salariu minim să fie zero taxe și ce depășește salariu minim să fie taxat la nivelul taxelor din România. Reforma radicală a ANAF este o altă măsură despre care reprezentanții USR au făcut referire în cadrul dezbaterii de la Râmnicu-Vâlcea. Parlamentarii USR propun, printre altele, depolitizarea instituției, evaluarea anuală a personalului din ANAF și introducerea unui registru de control online menit să elimine abuzurile unor funcționari. Am avut o serie de întâlniri cu antreprenorii din diferite județe și majoritatea au spus același lucru. Nu mai putem cu atâta birocrație și nu mai putem cu ANAF-ul. Ne petrecem jumătate sau mai bine din timp la instituțiile statului și nu ne putem concentra pe business-ul nostru, să-l dezvoltăm, să putem să mergem pe alte piețe, să angajăm oameni mai mult, să ne extindem. Și o întâlnire pe care am avut-o în Tellerman, cam acum o lună, la fel, am avut antreprenori și chiar un coleg al nostru ne-a spus, antreprenor fiind, că am putea să implementăm o măsură de genul un registru de control online, să vadă orice antreprenor câte controle primește el și câte controle primește concurenta. Să fie totul transparent. Pentru că dacă unul primește 52 de controle ca să registru și altul doar 3, înseamnă că are ceva cu persoana respectivă. Da? Deci genul acesta de măsuri vin din genul acesta de întâlniri și cel puțin din partea noastră o să aveți toată deschiderea ca măsurile acestea bune care să-i ajute pe toată lumea și pe toți antreprenorii să le punem în programul de guvernare. Rolul organelor de control, rolul de prevenție. Să vină să te învețe, să vină eventual te avertizează. Nu toată lumea cunoaște
sau nici nu are posibilitatea, apar foarte multe în domeniul legislativ, se modifică foarte repede. Și când vine cel de la pompieri, zice, domnule, obligația ta ca cetățean este să știi legea. Și eu dacă îl întreb dacă știe cele de la fitosanitare, zice, nu, că eu sunt pompier. Serios? Noi ce vină avem de trebuie să le învățăm pe toate? Vino și ajută-ne! Printre soluțiile fiscale propuse de USR, în cazul în care ar ajunge la guvernare în 2020, ar fi eliminarea taxării profitului reinvestit după modelul Estoniei, reducerea CAS pe termen mediu la 20% sau scutiri de impozite și contribuții pentru românii care au un al doilea loc de muncă.